Am venit acum la spital și suntem în sala de așteptare să ne vadă medicul. Pentru că am câteva contracții și sper să fiu internată și să o nasc pe fetița noastră. Cătălina are dureri. Și din ce în ce mai des. A câta oară? Noi numai azi, a treia oară. Ieșim și venim. De câte ori? Trei ori. Acolo bunica când o să ne vadă, o ceantă. E trimată de acasă. A treia încercare ieșuată. Bunica, măi, noi cu fetița suntem la spital. La noi este ora 5 jumate. Noi stăm și așteptăm să iasă prințesa. Aici este sala de naștere. Iată așa arată. Facem screening cu contracțiilor. Încă un pic, foarte, foarte puțin am mai rămas. Și ne vedem cu fetița noastră. Prima întâlnire cu fetița. Cum îți pare? Prințesa super. Bună dimineața. După cum bine știți, eu am născut. Suntem în salon cu fetița. Iată, a venit și micul dejun. Pentru mic dejun am terci, ceai, pâine cu cașcaval. Iată așa arată camera noastră. Aici este baie cu cabina de duș. Și aici este camera noastră cu un dulap foarte comod. Aici este o canapea, geamul și patul nostru al bebelușei. Bebelușa deja a mâncat și doarme. Aici mi-a venit prânzul. Avem orez cu cărniță de pui și zeamă. Poftă bună nouă! La noi a venit și Radu. Ne-a adus mănușele pentru fetiță, apă. Apă, mănușele. Și ce mai e acolo? Piersici. Piersici de la noi de acasă. Da? Da. Lasă ceanta. Afară este seara. Fetița doarme, a mâncat. Și acum ne-a venit și mie cina. Avem bătută cu hrișcă și ceai. Poftă bună. La noi este dimineață, vremea de afară este foarte pusumărită. Aici bebelușa s-a trezit. I-am pus ciorap pe mânuțe pentru că mânușelele cad și fetița se zgârie. Iată-ți urechiul și micuțele. Mi-a venit micul dejun ca în ultima dimineață, aici în spital. Avem terci, cașcaval cu salam și pâine cu unt și ceai. Iată așa, eu îi pun mănușelele, dar ea și le scoate. Este cu o mănușică și cu una fără. Noi deja, în sfârșit, plecăm acasă. Acum am început să facem bagajele și ne pregătim. Bibelușa mea doarme. Priviți ce mânuțe micuți are. Iată așa. Eu sunt gata. M-am îmbrăcat, burta deja nu mai este, a mai rămas foarte puțin. Și acum îmbrăcăm fetița, o hrănim și ne pornim acasă. A venit și Radu, a venit să ne ia acasă.
Da? Ești fericit? Da. Mergeți acasă. Da. Sau mai stați aici. Iar momentul externării noastre îl veți vedea în următorul videoclip. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă spunem pe curând. Pa, pa!